Pentru a completa online fișa epidemiologică, este necesar să accesați site-ul fișa-covid.gov.md. Vă rugăm să aveți la îndemână informațiile de călătorie și documentele de identitate înainte de a începe procedura. Se recomandă completarea tuturor câmpurilor, iar cele marcate cu steluță sunt obligatorii. Fișa epidemiologică trebuie completată obligatoriu cu cel mult 3 zile înainte de intrare în Republica Moldova de către persoanele care nu dețin un certificat de vaccinare COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR, valabil 72 de ore, sau a unui test antigen rapid, valabil 48 de ore. Concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, sau un act confirmativ de prezența anticorpilor anti-COVID-19, valabil 90 de zile din data efectuării investigației, și urmează să respecte regimul de autoizolare pentru 14 zile. Introduceți codul țării, IDNP-ul, numele, prenumele, data nașterii, sexul, numărul pașaportului și data intrării în țară, după care apăsați pe butonul următorul. La această etapă, alegeți mijlocul de transport cu care intrați în țară și informația adițională referitor la transport, de exemplu, numărul de înmatriculare, ruta sau numărul locului. Apoi accesați următorul pas. Ca urmare, se va deschide pagina unde va trebui să selectați țările vizitate în ultimele 14 zile. Sau dacă nu ați vizitat și tranzitat niciuna, indicați doar țara de unde veniți. Mai jos, bifați dacă aveți sau nu careva simptome din cele enumerate și dacă ați contactat sau nu în ultimele 14 zile cu vreo persoană afectată de boli respiratorii. Apoi treceți la următorul pas. În această pagină este necesar să indicați adresa unde vă veți afla în autoizolare. Selectați raionul și localitatea dumneavoastră, iar în câmpul de mai jos, introduceți adresa completă. Accesați următorul pas și verificați cu atenție toate datele dumneavoastră, după care marcați că sunteți de acord cu cele 3 declarații pe proprie răspundere privind regimul de autoizolare. Pentru a finaliza procedura, apăsați butonul Transmite. Pe ecran veți primi confirmarea de procesare și codul fișei care este necesar a fi păstrat pentru identificarea ulterioară. Salvați documentul PDF, iar la solicitare îl puteți prezenta atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. Vaccinarea este unica șansă de a te proteja de formele grave și decesele provocate de COVID-19.